Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine în seara aceasta este domnul Mihai Polițanu, candidat independent la primăria Ploiești. Bine ați venit, domnule Polițanu. Bună seara, mulțumesc că sunt aici. Bună seara, ploieștenilor. Fac precizarea înainte de a intra direct în interviu că, deși este o emisiune de promovare, întrebările nu au fost agreate în prealabil și cred că o să vă dați seama pe parcursul emisiunii de lucrul acesta. Face surpriză. Exact. Bun. Începem emisiunea. De ce v-ați anunțat candidatura cu un an înainte de alegeri? Nu știu, nu este prea devreme, pentru că până acum sunteți primul care ați ieșit public să spuneți: eu vreau să candidez la primăria Ploiești. Înaintea dumneavoastră, bine, într-un mod cel puțin ciudat, având în vedere și, să spunem, dubla ipostază de membru PNL și candidat al PSD, actualul primar Andrei Volosevici a făcut acest anunț cu câteva luni în urmă. Așadar, de ce așa de devreme? Nu mi se pare devreme. Se pare... Asta arată seriozitate. O astfel de intenție trebuie să fie transparentă tuturor ploieștenilor și ploieștiului în general. Doi, trebuie să am timp și să avem timp să discutăm eu împreună cu comunitatea ploieștenilor despre problemele Ploieștiului, despre soluții. Eu de altfel am propus deja, am făcut niște propuneri inițiale pentru viitorul Ploieștiului, raportat la probleme și soluțiile pe care le propun pe care vreau să le pun și le-am pus în dezbatere publică și se găsesc pe site-ul polițianu.ro, tocmai ca să am feedback, să am critici, opinii, propuneri de la ploieșteni. De altfel, acest program inițial pe care l-am supus dezbaterii publice este făcut în stradă, după un an și jumătate de mers în stradă, vorbit cu oamenii, fie că oamenii s-au plâns și au ridicat probleme, fie că au propus soluții, fie că și-au dat cu părerea despre ce merge prost și ce soluție ar trebui să existe pentru viitorul Ploieștiului, pentru un nou Ploiești. Deci mi se pare normal să anunți din timp, pentru că ceea ce fac în general partidele este să desconsidere alegătorii, să anunțe cu 3 zile, 4 zile, cu o lună înainte de alegeri sau de depunerea candidaturilor, un candidat să-l scoată din jopeni. Să spere că oricum votează rețelele de partid sau brandul contează. Ori în ceea ce privește mai ales o comunitate locală, contează foarte mult omul, dacă este integru, dacă este gospodar, dacă are propune și soluții pentru comunitate care să avantajeze comunitatea. Bun, o să rog pe colegul de la regia de emisie să să dea drumul la imagini. Sunt imagini surprinse în, să spunem, odată cu lansarea candidaturii, care a avut loc sâmbătă trecută, dar și imagini din arhivă, să spunem așa, cu dumneavoastră mergând în diverse cartiere. Și aici vreau să vă întreb, bun, ce v-a determinat totuși să faceți această opțiune, una riscantă, din mai multe considerente? O să discutăm pe parcursul emisiunii despre câteva dintre ele. Nu vă puneți în joc chiar și cariera politică, pentru că un eventual insucces o să atârne destul de greu în viitorul dumneavoastră politic. Bun, eu când am intrat în politică acum 3 ani, deci sunt un novice al politicii, nici nu-mi place cuvântul politician și mai ales toată încărcătura negativă care vine cu acest cuvânt și cu politică, partide, dar nu resimțiți lucrul acesta în discuțiile cu oameni? Adică când cine ești politician, vrei să candidezi? Nasol, politicienii sunt răi, politicienii ne-au înșelat așteptările, politicienii nu sunt corecți față de noi. Da. Sunt două chestiuni diferite apropo de reacția de genul ăsta. O parte din ploieșteni deja mă cunosc și reacțiile sunt bune. Cei care nu mă cunosc mă întreabă: ok, dar de la ce partid sunteți sau ce partid vă susține? Spun: nu sunt de la niciun partid, sunt independent, dar atunci reacția este nemaipomenit de bună. Deci oamenii spun: dacă nu ești de la un partid, atunci stăm de vorbă. Dacă era de la un partid, nu vreau să mai aud de partide politice. Partea cealaltă, încărcătura negativă pe care o aduce cuvântul politician și politica în general,
Da, mă urmărește și pe mine și mă frustrează pentru că oamenii spun m-am săturat de politică, m-am săturat de politicien, nu vreau să mai aud de alegeri, sunt dezamăgit, m-au mințit 34 de ani. Și au perfectă dreptate, domnul Poliță. Adică, da, uitându-ne la Ploiești, e cruntă dezamăgirea. Au perfectă dreptate și e frustrant pentru mine, vă dați seama, și încerc să le explic oamenilor. Unu, sunt de 3 ani în politică, nu puteți să-mi puneți în cârcă toată furăciunea și tot dezastru care s-au făcut în 34 de ani. Eu nu vin aici să promit, eu vreau și în general mă duc acolo cu acțiuni de natură civică. Și revenind la întrebarea de ce candidez. Pentru că e clar că am capacitatea să duc orașul ăsta mai departe. Și nu e vorba că sunt eu special. Cred că 3/4 din orașul ăsta sau aproape toți ploieștenii oricum ar face o treabă mai bună decât actualul primar sau ultimii 3-4 primari ai Ploieștiului. Să știți că sunt destul de multe comentarii și la noi pe ziar și pe rețelele de socializare unde suntem prezenți. Mai bine desființăm primăria Ploiești sau ne-ar fi fost mult mai bine fără primar, viceprimari, consilieri locali și așa mai departe. Dar, realitate, lucrurile nu stau așa. Evident că din punct de vedere administrativ este imposibil să elimini o astfel de instituție. Din păcate, actualul primar și actualul Consiliul Local sunt o frână în dezvoltarea orașului. De fapt, orașul nici măcar nu stagnează, ci regresează în mod evident. Ceea ce trebuie pentru Ploiești, trebuie viziune și trebuie determinare și trebuie un primar care nu mai este legat la interesele transpartinice de partid. Cui dau contract, că mă cunosc cu nu știu cine și m-a sprijinit și mi-a dat bani la partid. Hai să-mi angajez fratele Ruda, hai să angajez nu știu ce politruc pentru că a lipit afișe în campanie. Pentru că asta se întâmplă în Ploiești. A venit în mod natural decizia de a candida. Mă gândesc de mult la acest pas. Oamenii mi-au zis candidează. Și a venit în mod natural, pentru că eu, cel puțin în ultimul an și jumătate, am acționat pe 3 paliere. Palierul instituțional, am scris împreună cu Magdalena Trofin și Mihai Tonșciu, care sunt consilieri independenți și alți colegi din echipă, circa 20 de proiecte pentru Ploiești, care sunt proiecte de hotărâre de Consiliul Local. S-a ales praful de ele în Consiliul Local, pentru că majoritatea sunt ținute la sertar. Unele dintre ele au fost respinse, pur și simplu pentru că vin de la mine și au fost acceptate doar 2. Deci este extrem de frustrant când știi că ai pus pe masa Consiliului Local niște soluții viabile, foarte puțin costisitoare și importante pentru Ploiești. 2. Am făcut ceea ce se numește opoziție politică. De fapt, am fost avertizor de integritate. Ceea ce am făcut a fost să pun și nu cred că s-a întâmplat în istoria acestui oraș să pun oglinda în fața politicienilor. Fie că vorbim de integritate politică, fie că vorbim de absurdul și ratarea unor măsuri administrative fundamentale pentru viitorul Ploieștiului, cum ar fi fondurile europene sau proiecte de hotărâre de Consiliul Local. Și nu în ultimul rând, am fost în stradă, mi-a făcut datoria de politician, să mă duc în stradă să vorbesc cu oamenii, pentru că eu am o funcție ca deputat, am și o funcție de reprezentare. Ce e frustrant în toată chestia asta este că eu nu am nicio pârghie la nivelul administrației Ploieștiului. Oamenii îmi spun și mă simt absolut onorat și este nemaipomenit. Rezolvăm problema nu știu care, te rog ajută-mă cu canalizarea, ajută-mă cu asfaltul la mine în comunitate. Ceea ce fac acum, pentru că atât îmi permite legea, este să mobilizez comunitatea, să adun oamenii, să scriem petiții, cereri pe lege 544, practic să presăm continuu administrația locală. Lucrul ăsta? Pentru că nu am aceste atribuții și văd foarte clar că pot să fac lucruri, am idei și echipa noastră are determinarea de a schimba, atunci am decis să fac acest pas, să candidez, să devin primar și să trec la treabă, să obțin acele atribuții care pot schimba în bine Ploiești. Totuși, ca independent, există riscul să aveți un consiliu local ostil
Și atunci propunerile pe care dumneavoastră le faceți să fie refuzate, pentru că, din păcate, factorul politic de multe ori este decisiv în luarea unor decizii, mai ales în Consiliul Local. Și atunci, degeaba aveți dumneavoastră în calitate de primar ales independent, da, multe inițiative, în momentul în care membrii din Consiliul Local, că vorbim de PNL, că vorbim de PSD, AUR sau mai știu eu ce alte formațiuni politice, care vor fi prezente în Consiliul Local, să vă pună frână, să zică: auzi, știi ceva, nu ești nici șeful nostru politic, de ce să capezi tu capital electoral, da? Când noi putem foarte bine să te ținem, știi, la un nivel destul de jos. Da, vă răspund la această întrebare în pași. 1. Este o falsă problemă. Timp de 34 de ani, cu excepția 4 ani, au existat majorități stabile cu primari din majoritatea respectivă. Și ce s-a întâmplat? S-a ales praful de acest oraș. În ultimii 4 ani, primarul actual Volosevici a pornit cu o majoritate favorabilă în Consiliul Local. Și ce s-a întâmplat? S-a ales praful de acest oraș. Și este o falsă problemă. Faptul că primarul provine din majoritatea din Consiliul Local nu garantează, dimpotrivă. Pare că este invers. Da, da, de obicei așa s-a întâmplat. La Ploiești. 2. Eu cred sincer că putem forma o majoritate stabilă din afara, cu partide din afara cartelului PSD-PNL. Și aici am și făcut un apel la lansare către forțele politice din afara acestui cartel PSD-PNL să strângem rândurile și să găsim soluțiile optime care să convină fiecărui agent politic, să mergem împreună în alegeri. Și aici vorbesc de Prahova în Acțiune, de Forța Dreptei, de PMP, de USR, de Curaj pentru România, apropo că doamna Chichirău a lansat și sunt și doi membri ai partidului din Ploiești. Deci, practic, dumneavoastră nu excludeți o alianță, să spunem, politică, sună mai de dreapta așa din ce ați enumerat, da? Care să vă susțină în calitate de candidat independent, da? Dar să fie alături de dumneavoastră din punct de vedere, nu știu, logistic, al campaniei și așa mai departe. Eu oricum merg înainte și, dar dacă aveți... cred în șansele mele, deci merg înainte. În același timp, oamenii din aceste partide trebuie să se gândească la viitorul Ploieștiului și egoist la viitorul partidului, pentru că dacă vor rămâne fragmentați, unele dintre aceste partide riscă să nu intre în Consiliul Local. 2. Nu vor câștiga primăria în mod evident sub principalul contracandidat al actualului primar Volosevici, și o demonstrează, apropo, și sondajul făcut de dumneavoastră. Dacă se mulțumesc cu firmituri în speranța că le va arunca PSD, PNL, ceva... E opțiunea lor. E opțiunea lor, dar ar fi opțiune irresponsabilă față de Ploiești și ploieșteni, mai ales având în vedere starea orașului. Și 2. N-ar fi o opțiune cu viziune, inclusiv pentru partidele din care fac parte. Deci, cred sincer că putem forma o majoritate și putem bate PSD și PNL și în Consiliul Local, nu doar la primărie. Și nu în ultimul rând, dacă prin absurd o să am un Consiliu Local ostil și nu fac iluzii cu privire la calitatea unor oameni, pentru că văd acum în Consiliul Local, nu interesează interesul Ploieștiului, totul e ciomogeală între Volosevici și majoritatea din Consiliul Local și invers. Deci nimeni nu se gândește la interesul ploieștenilor. Și o să vă dau, eu o să guvernez local cu ploieștenii. Și o să vă dau un exemplu. Dacă până la sfârșitul 2024, actualul Consiliu Local și actualul primar nu rezolvă problema canalizării în Ploiești, din punct de vedere decizional, pentru că evident că va mai dura niște ani, atunci, de exemplu, eu o să rezolv convocând o ședință de Consiliu Local în cartierul Mitic Apostol. Și să-i văd cât de ostil o să mai fie primarului de față cu oamenii. Și o să fac acest lucru, o să guvernez punctual în cartier. Da. Apropo de Volosevici, combinația de notorietate pe care o are și candidatura din partea PSD, nu credeți că este așa o combinație care vă este potrivnică din punct de vedere al succesului electoral? Mi este egal cum candidează Volosevici din partea PSD, din partea PNL, independent. E clar că pentru viitorul Ploieștiului omul ăsta trebuie să plece acasă la sfârșitul 2024. Nu mai există
variantă, dacă vrem să vorbim despre viitor european al orașului Ploiești, decât să-l trimitem acasă pe Volosevici în 2024. Și din punctul ăsta de vedere, consider că alegerile locale din 2024 vor fi un referendum despre viitorul Ploieștiului. Și trebuie să fie o sancțiune clară pentru partidele care au guvernat și pentru actualul primar și partidele care au guvernat Ploieștiul timp de 34 de ani, pentru că Ploiești arată așa cum arată, și să fie o decizie privind viitorul, care să fie un moment de inflexiune în politica locală ploieșteană. Problemele Ploieștiului sunt numeroase, grave, cronice aș putea spune, și e suficient să ieșim pe oricare stradă din Ploiești, doar să circul cu mașina, să-ți plimbi copilul la către locul de joacă sau să ieși seara după ora 20 să-ți dai seama că Ploieștiul a ajuns foarte rău. De aici și tema emisiunii, dacă mai poate fi salvat orașul. Dacă ar fi să faceți așa o listă de priorități, dați-mi trei direcții, pentru că evident sunt atât de multe încât nu ne-ar ajunge nu doar o emisiune, ci o întreagă zi să discutăm despre aceste probleme care au fost pur și simplu ignorate de actuala clasă politică. Sunt trei direcții pe care o să acționez ca primar. 1. Asta nu înseamnă că vor fi succesiv cele trei obiective tratate, ele se vor intercala unele cu altele. 1. Rezolvarea cu prioritate ale nevoilor de bază ale orașului. Și vorbesc aici de termoficare, de curățenie și inversirea orașului, de trafic și infrastructura de mobilitate la nivel general, de canalizare și asfalt în zonele uitate ale orașului, de siguranța fizică a ploieștenilor cu pregătire copii, seniori și femei și, foarte important, reconectarea administrației locale cu comunitatea. Acesta este prima prioritate sau este primul obiectiv. Al doilea obiectiv, deconectarea mafiei PSD-PNL de funcțiile publice critice și deconectarea firmelor de partid de banii publici. O să dau câteva exemple. Vă rog. În momentul în care o să fiu primar, șefii SGU, TCE, șeful poliției locale actual vor zbura din funcție. Pentru că este inacceptabil să ai la șefia poliției locale o rudă. Este inacceptabil să ai la șefia SGU sau TCE niște politruși de partid care au fost tot plimbați așa prin toate funcțiile posibile. Acolo trebuie niște profesioniști, niște manageri foarte buni, cel puțin, și ideal și profesioniști în domeniul respectiv. Bun, la ce salarii au? Cu siguranță veți găsi oameni dispuși la o muncă grea, dar și bine remunerate, că nu mai sunt salariile mici, da, unde, să spunem așa, făceau niște sacrificii pentru a ocupa pozițiile. Salarii bune, și ăsta e avantajul de a nu depinde de partide și de rețele de partid, pentru că nu am nicio datorie față de nimeni. Nu am o datorie față de familia Cosma și Sebastian Ghiță, nu am o datorie față de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, nu am o datorie față de nu știu cine și nu știu ce firme au sprijinit și au pompat bani în campaniile de chiar partid. Dacă în campanie electorală vor veni acele firme să vă sprijine din punct de vedere financiar, evident, domnul polițianu, e plăcerea noastră, nu ne datorați nimic, dar vrem să vă sprijinim, avem încredere în dumneavoastră, putem schimba împreună Ploieștiul și așa mai departe. Lucrurile astea se fac transparent, pentru că asta înseamnă o campanie electorală. Evident că trebuie bani și o să trebuiască să încep o campanie de crowdfunding de la oameni. Dar asta nu înseamnă că le veți întoarce serviciul în acordarea de lucrări pe bani publici. Dacă cineva vine cu o propunere pentru Ploiești, ea trebuie să fie transparentă și să vizeze, dacă o firmă, nu știu, vine cu o propunere despre cum ar trebui tratate firmele în Ploiești, nu știu, faceți fiscale, să zicem. Da. Aia trebuie să se aplice, în primul rând să fie discutată public, în mod transparent și să se aplice tuturor, astfel încât să nu existe un avantaj pentru o firmă în raport cu alta. Bun. Foarte simplu. Am înțeles. Bun, vorbiți de lucruri care costă și costă mulți bani. În condițiile... Vă rog. Mai aveți deci, o... Vorbeam de deconectarea de PSD-PNL de funcțiile critice din aparatul administrativ, deconectarea firmelor de partide de banii publici. Adică nu o să mai vedeți că Intergrup, abonată la banii primăriei Ploiești, va face tot felul de proiecte absolut dezastroase.
Nu o să mai vedeți cum se fac caietele de sarcini pentru licitații, special pentru... Cu dedicație. Cu dedicație, special pentru firmele domnului Cosma, cum se întâmplă acum cu Bulevardul Castanilor, pentru că dacă lumea nu știe, este firma domnului Cosma. Aveți și dovezi în sensul acesta? Eu sunt obligat să vă cer dovezi? Este vorba de partenera, de nevasta lui Vlad Cosma, care este patron la firma care asfaltează astăzi Bulevardul Castanilor, socrii fiind, de fapt, niște persoane care au fost implicate inclusiv în dosarele penale ale domnului. Încă o dată, dețineți dovezi în ceea ce spuneți. Sunt informații publice. Și trei, deci am zis, rezolvarea cu prioritatea nevoilor de bază ale Ploieștiului, deconectarea mafiei PSD-PNL de bani publici și de funcțiile publice critice și trei, un Ploiești european și modern. Ori asta înseamnă oraș cu zonă pietonală reală și se poate face, nu e science fiction, trebuie doar voință și determinare politică, cu parcuri curate și îngrijite, se poate face curățenie, adică e o chestie de la de noi bază. Nu s-a inventat picătura și aspersorul, domnul politician. Cu străzi verzi, soluțiile astea le-am dat deja, sunt pe masa Consiliului, ZAC acolo sau le-au respins, cu piste sigure de biciclete, cu locuri de parcare trasate în zone rezidențiale, cât costă chestia asta? Trebuie doar determinare și voință. Cu evenimente culturale și artistice de anvergură și se poate, pentru că avem infrastructura necesară și avem oameni minunați și la teatru și la filarmonică, trebuie doar sprijiniți în mod activ, cu o comunitate activă implicată în administrarea orașului și un primar cinstit care este în stradă și care vorbește cu oamenii. Da, revin. Multe dintre proiectele dumneavoastră presupun pentru a fi realizate un efort financiar important în condițiile în care, iată, astăzi are loc a nu știu câta ședință de Consiliul Local convocate de actualul primar, în care se încearcă tot felul de artificii financiare pentru a se găsi o sumă infimă în raport cu bugetul Ploieștiului, 300.000 de lei, pentru ca ploieștenii să aibă parte de iluminat festiv de sărbători. De unde bani, domnul polițian? Bani europeni, în primul rând. Și sunt 7 de milioane de șanse ratate de actuală administrație locală. Și când vorbesc 7 de milioane de șanse ratate, vorbesc de 7 de milioane de euro pe care primarul Vorosevic l-a aruncat pe apa sâmbetei. Pur și simplu a renunțat la 7 de milioane de euro, anulând 20 de proiecte europene pentru care finanțarea era deja acordată. Deci primăria stătea pe acești 7 de milioane de euro, nu a avut determinarea, voința și capacitatea să implementeze proiectele respective. Bani se găsesc. Și o să vă dau exemple. Termoficare. Consiliul Județean, și aici este vina Consiliului Județean, mi se pare, ce a făcut este de nescuzat, dar nu mai revin. Accesase peste vreo 25 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelei primare în termoficarea Ploieștiului. Pentru că s-a certat Dumitrescu cu Vorosevic, care cum au făcut compania municipală, Consiliul Județean, în mod conștient, ca și primarul Vorosevic, a renunțat la cele 25 de milioane de euro. Apoi primăria a redepus proiectul, a ratat, n-a mai fost în stare. Deci s-au pierdut 25 de milioane de euro, erau bani care existau, nu așa, da, fictivi. Apoi, 77 de milioane de euro, 20 de proiecte accesate de primăria Ploiești și bravo oamenilor care din primăria Ploiești care au făcut efortul respectiv, nu au fost în stare să cheltuiască banii. Banii existau și aici o să dau câteva exemple cruciale pentru viitorul și Ploieștiului și modernizarea acestui oraș. Străpungerea depoului Libertății, adică străpungerea dintre Gara de Sud și Gara de Vest, care ar fi creat o parte de inel interior, ar fi scurtat drumul de la sud la vest și ar fi degrevat de trafic centrul orașului, ratat 10 milioane de euro. Lărgirea Cantacuzinola 4 Benz în zona podul înalt. Bani ratați, Vorosevic a renunțat la acest proiect. Terminal multimodal la Spitalul Județean. Vorosevic a aruncat acești bani pe apa sâmbetei. Modernizarea bazei auto, depoului, bani aruncați. Deci bani există, ok, trebuie să o luăm de la capăt, să redepunem proiecte, o să fie mai greu decât dacă aveam banii aceștia, dar se poate. Doi, sunt găurile negre din bugetul Ploieștiului, că vorbim de CSM. Acolo e o cloacă. Este o cloacă. CSM-ul ar putea
produce bani și de altfel, ca să dau un exemplu la CSM, eu propun separarea a două. Administrarea bazelor sportive care trebuie să producă bani și pot să producă bani. Ai niște baze sportive absolut extraordinare, da? Vorbim de hipodrom, de stadion, de sala Doroftei. Aici vorbim de management, da, care lipsește. Deci acolo bazele sportive trebuie să producă bani, nu să piardă bani, să dai milioane de lei sau de euro pe bază, pe telefonie și așa mai departe, că asta se întâmplă acum. Iar banii cu adevărat să fie băgați în activitatea sportivă, să ducă către antrenori și către sportivi. Copii. Da? Copii mai ales, pentru că și aici este o altă discuție. Dacă noi comparăm subfinanțarea elevilor, copiilor care vin să facă sport de performanță și comparăm cu salarii de câteva mii de euro pe care niște basketbaliști, de exemplu, străini, n-am nimic împotrivă cu străinii, ca să nu fie interpretată eronat afirmația mea, cred că trebuie să ne și hotărâm, și care nu performează absolut deloc în campionat, cred că trebuie să ne și hotărâm ce anume dorim. Ceea ce propun eu Ploieștiului este sprijinirea sportului de masă, în primul și în primul rând. Dacă apare și performanță și n-are cum să nu apară performanță, absolut, atunci când investești în sportul de masă și aduci copii. Mi-amintesc când eram în școala 25, copil. Am ajuns pe stadionul Petrolul făcând atletism. Cum? A venit un profesor de sport de la club și ne-a pus să alergăm pe acolo. Și a zis, dacă vrei, ne-a selectat pe câțiva care alerga mai bine, dacă vrei, vino. Așa am ajuns să fac sport în Ploiești. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Ce evenimente sportive de masă a organizat CSM în Ploiești? Niciunul. Uitați în Sibiu, în Brașov, maratoane, mii și mii de oameni. Da, care din păcate rămânem la părerea că orașul este mort din punct de vedere, să spunem, sportiv, cultural, artistic și așa mai departe. Asta e. Da. Deci bani există. Bun, acum suntem în situația în care s-au pierdut 80 de milioane de euro, va trebui să redepunem proiecte. De asemenea, trebuie să închidem aceste găuri negre în care se toacă banii publici, inclusiv pe zona, că de asta am zis, haideți să deconectăm banul public de firmele de partid. O să dau un exemplu, și un exemplu pe care l-am descoperit mergând în cartiere, apropo de canalizare. Deși există soluție în care o firmă privată îți spune, vin cu banii de acasă, cu 50 de milioane de euro și îți fac canalizarea practic în tot Ploieștiu, în urmă cu 4 ani, și acum văd că se repetă și o să spun, vorbesc despre asta că m-a revoltat foarte tare, în urmă cu 4 ani, în an electoral, sau preajma perioadei electorale, s-au făcut 3 canalizări în Ploiești, mă rog, investiții mici, din banii Ploieștiului, în Mitic Apostol, în Mimiu și în Râfov. Niciuna dintre aceste nu 3 este funcțională. Nu este funcțională. Sunt bani aruncați, firmele alea au luat, au încasat banii, au plecat mai departe. Nimeni, nu văd pe nimeni să-și dea demisia. Sau să răspundă, chiar și financiar, pentru găurile astea. Mimiu, acum, bani europeni erau pentru canalizare și pentru branșare și pentru asfaltare a întregului cartier. Erau bani europeni. A renunțat la ei și acum domnul Vlosevic vine cu tupeu în Consiliul Local să propună introducerea canalizării pe o singură stradă, pe strada fabricilor, plângând de mila acelor oameni. Nu ți-e rușine? Mi se pare absolut incredibil. Aveai bani europeni pe mână, tu trebuia să actualizezi indicatorii tehnico-economici cu mult timp în urmă și să scoți la licitație și să insisti. A stat 2 ani pe banii respectivi și acum a renunțat la ei și încearcă să-i păcălească din nou pe oamenii ăsta. Este absolut revoltător. Da, ușor ne apropiem de finalul emisiunii. Facem un exercițiu de imaginație. Vă rog. Câștigați primăria Ploiești. Primul lucru pe care îl faceți atunci când intrați în sediul primăriei. Primul lucru pe care îl faceți. Bănuiesc că o să dați bună ziua la doamnele de la pază sau domnii de la pază și nu știu. O să fac o listă, că imediat cum intru e clar că o să mă duc către oameni să vorbesc cu fiecare, să facem cunoștință, să le spun ce așteptări, să ascult ce așteptări au ei de la mine, care sunt obiectivele. Evident că prima dată când mă duc. Dar o să dau... În primul rând, cele 20 de proiecte pe care le-am scris împreună
cu colegii Mihai Tonșciuc și Magdalena Trofin, vor intra în prima ședință de Consiliu Local și să-i văd că le resping din nou după ce ploieștenii și-au spus cuvântul la vot. 2. Canalizarea. Este o chestie pe care o introduc la vot, fie la finalul 2024, fie la începutul lui 2025, în funcție de negocieri, evident, cu prestatorul de servicii. Transparența. Transparența administrației locale și a cheltuirii banilor publici. Ei au respins proiectul de transparentizare a tuturor contractelor publice pe care l-am depus la Consiliul Local. O să repun și o să devină transparent. O să devină transparentă toată activitatea primăriei și în special modul de cheltuire al banilor publici. Apropo de transparență, am o dorință personală. De exemplu, actualul primar a încadrat lista consilierilor personali la informații secrete, invocând GDPR-ul. E o prostie, atât timp cât sunt plătiți din bani publici, nimeni nu, și de parcă ar fi rușinos să publici care este lista cu consilieri personali. Am cerut-o de nenumărate rânduri, am primit același motiv GDPR, care nu există. Pot să vă dau o soluție, pentru că exact aceeași situație pe pagina de Facebook a SGU, care funcționează bine, adică comunicarea la SGU, ok, bravo măcar la comunicare. Da. O doamnă a întrebat în comentarii, vă rog frumos, dați-mi și mie lista cu peisagiști angajați la SGU. Practic voia să văd dacă există acești peisagiști. Răspunsul foarte țâvnos a fost, GDPR ne obligă legea să nu dăm mai departe. Și a zis doamnă, dacă nu sunt NATO, să uitați-vă pe declarațiile de avere și de interese și acolo o să găsiți toți angajații. Și am dat și link-ul. Și acolo a găsit toate numele respective. E un pont pentru oricine vrea și că de dumneavoastră. Am uitați-vă înțeles. Pe declarații de avere și interese, pentru că sunt obligați legal să le depunem. Da. Și acolo să vedeți și, cine sunt persoanele respective. Apropo de consilierii personali, sper că nu veți avea aceeași abordare și anume să fie o rampă de o trambulină prin care acești consilieri personali au fost angajați în funcții de conducere, CSM, că tot vorbeam, este unul dintre cazuri, evitându-se astfel un concurs pentru ocuparea unei funcții așa cum ar trebui să se întâmple în administrația publică locală, dacă vrem performanță și eficiență. Perfect. Eu am zis de funcțiile publice critice unde clar au pus politruci. În ceea ce privește funcționarii administrației ploiești, nu au ce să se teamă. Nu mă interesează că ești venit pe filieră PSD-PNL, că ești membru PNL-PSD sau orice alt partid, câtă vreme performezi. Este irelevant. Deci primul lucru pe care o să fac este să lucrez cu acești oameni. Dacă nu performează, atunci discutăm. Soluția pentru ca acești oameni să fie independenți, pentru că acum îi văd, sunt foarte speriați că există riscul să-i zboare din funcții, tocmai pentru că sunt practic delegați pe funcția respectivă și stau la pixul primarului și n-au curajul să-i se opună, n-au curajul să aibă opinii proprii, să-i spună, băi, nu e în regulă ceea ce faci, pierdem banii europeni. Iar cei care au făcut au fost eliberați din funcție. Exemplu recent. Pentru asta trebuie ca posturile, funcțiile publice de conducere să fie ocupate prin concurs pentru a da siguranță și a arăta încredere oamenilor respectivi că sunt pe picioarele lor și că pot să-și facă treaba fără să fie temători că sunt zburați din funcție. Oricum, dacă ar fi să câștigați primăria Ploieștii, o să aveți de întâmpinat un personal destul de reticent și speriat, pentru că, mă rog, modul de lucru al actualei administrații nu se bazează decât pe urlete, crize de isterie și așa mai departe. Oamenii ăia sunt, ca să spunem așa, au o traumă deja. Apropo de experiența de lucru cu oamenii, gândiți-vă că eu am fost lider de mari comunități. Fie că vorbim de perioada marilor proteste anticorupție din perioada Dragnea sau după momentul colectiv. Eu am lucrat tot timpul cu oameni voluntari, cu zeci și sute de oameni care erau voluntari și am reușit să-i țin aproape. Am creat deja o echipă care este mai activă decât orice echipă
din orice partid politic din Ploiești, fie că vorbim de PSD, fie că vorbim de PNL. Oamenii sunt plătiți acolo și există rețelele administrative mai departe și nu o să vedeți oameni care ies săptămânal în stradă. Eu lucrez cu niște oameni care sunt cetățeni ai Ploieștiului, pe care nu îi plătesc, care sunt voluntari, care au joburile lor, familiile și mai departe și îi fac efortul săptămânal de a ieși în stradă cu mine și de a vorbi cu oamenii, de a strânge semnături, de a face proiecte. Lansarea a fost finanțată de zeci de oameni, ca să fie lucrurile foarte clare, că nu există un mogul în spate. Fiecare a donat cât a putut, 100 de lei, 500 de lei. Așa am strâns bani împreună să facem lansarea pentru candidatura la primăria Ploiești de sâmbăta trecută. Cheia este să motivezi oamenii și să simtă că, unu, trageți la aceeași căruță, că ai aceleași obiective, da? Avem împreună același obiectiv și să-i tratezi cu respect ferm, da? Pentru că este o responsabilitate majoră pentru un primar și i s-a delegat o încredere prin votul oamenilor, deci trebuie să fii ferm, dar în același timp politicoși să fii parte a unei echipe. Ok, cine nu e de rea credință, cine nu performează, ok, asta e. Absolut. Mai am o singură întrebare legată de termoficare. Există o dezbatere publică pe care am lansat-o odată cu începerea sezonului rece și anume faptul că deja am ajuns să ne mândrim, actuala administrație se mândrește cu faptul că a reușit obținerea unui împrumut de 80 de milioane de lei pentru a Termoploiești să cumpere gaze la preț subvenționat. Mi se pare cel puțin ciudat să te mândrești cu așa ceva. Există această soluție pentru a reduce presiunea de pe bugetul local, care în continuare acordă o subvenție sau suportă o subvenție de două treimi din prețul de producție și transport cel real pe care îl are Termoploiești. Va mai, în cazul în care veți câștiga primăria Ploiești, veți rupe pisica, cum se spune, și anume acele subvenții vor fi acordate doar cetățenilor municipiului Ploiești, aflați într-o situație financiară care să justifice o subvenție, sau se va menține sistemul actual în care fie că ești deputat, antreprenor sau mai știu eu ce, funcționar cu salarii mult peste media națională să beneficiezi de același tarif subvențional la gigacalorie? E o întrebare foarte grea. Opțiunea mea personală este să păstrăm subvenția pentru toți, pentru că nu încep să îi scoți de acolo pe Pixulescu și mai departe, îi spui tu și tu la colț nu aveți nevoie de subvenție. Pentru că majoritatea ploieștenilor au nevoie de subvenție, având în vedere că, într-adevăr, prețul la energie este foarte ridicat, mai ales în context de război. Deci dacă puneți granița, un prag din ăsta, nu știu, de la granița 5.000 pe membru de familie, astfel încât să reduceți asta, un pic poate, o secundă, asta marja. Asta poate fi o opțiune, dar numai după o dezbatere publică. Pentru că am văzut și în sondajul dumneavoastră foarte împărțite. Da. Deci cumva foarte, foarte neclar care este opțiunea majoritară a comunității. Și aici trebuie o dezbatere publică. Deci opțiunea mea inițială este să păstrăm subvenția pentru toată lumea. Oricum, trebuie să existe forme de subvenție. Dar până la discuta inclusiv de pe cuantumul subvenției, pentru că aici apare discuția cât suportă bugetul orașului, pentru că după aia posibil să nu mai ai bani, cum se întâmplă acum, dar mă rog, cu alte, că nu mai ai bani pentru investiții. Bine, okay, nu sunt în stare să facă investiții, chiar dacă avea bani, au avut bani. Da. Dar primele lucruri pe care trebuie să le faci este să reabilitezi rețeaua de termoficare, fie că vorbim de rețeaua primară sau secundară. Astfel încât să scadă. Dacă diminuezi pierderile, tariful scade și atunci opțiunile cresc. Dacă e pe bani europeni, asta ar fi minunat, cum au fost, repet, a avut Consiliul Județean 25 de milioane de euro pe mână și a dat cu piciorul la ei. Dacă ai bani europeni, atunci lucrurile astea pot fi făcute rapid. Dacă nu mai găsești, pentru că totuși exercițiul financiar sau cheltuit o grămadă de bani, s-ar putea să nu mai găsești, atunci devine destul de complicat și asta spun că este una din măsurile în care, posibil să nu în 4 ani de zile, că ne uităm la București. Da? Nicușor Dan a venit și a spus o să rezolv problema termoficării. Realitatea a arătat cu totul și cu totul altfel. Deci este o lucrare de investiție masivă, adică nu se poate face peste vară. Înseamnă o bugetare multianuală,
și va dura câțiva ani buni, poți să treci inclusiv în mandatul următor. Dar, repet, efortul principal va fi pe bani europeni, pentru că atunci, dacă îți vin banii Ottawa, da. Atunci, da, pot să rezolv problema mai rapid. Și, repet, nici nu vreau să mint oamenii. De a doua zi o să aveți toți apă caldă și căldură în casă. Pentru că e minciună și lumea s-a săturat și oricum. Deci, da. Știu oamenii. Dar da, asta va fi o prioritate, este, cred că e principala prioritate a ploieștenilor, apropo de teama asta de nu avea căldură și apă caldă în casă. Și mai e ceva, și aici nu costă bani sau costă niște bani prezumtivi. Pentru că nimeni nu se gândește la modul real la oamenii care stau la casă. Da. Era următoarea pe listă. Nimeni nu se gândește la ei. Ori este ceea ce am propus și a respins Consiliul Local doar pentru că venea de la noi acest proiect. Scutirea de la plata impozitului pe casă pentru persoanele care își instalează sisteme de panouri fotovoltaice pe perioadă de 10 ani. Nu costă de fapt bugetul, pentru că sunt relativ mici impozitul anual, dar pe 10 era ani... Era o mică recompensă pentru cei care nu beneficiază de subvenționarea agentului termic. Nu era chiar mică. Pe 10 ani, practic, amortiza totuși din investiție și ajuta omul respectiv. Poluarea, reduci poluarea, deci are și o componentă de asta ecologică și stimulezi și afacerile locale. Pentru că poate să existe un boom pe instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice. Da, nu s-a putut, poate, în mandatul următor, ca să zic așa. Nu, că se poate. Da. Se poate. Trebuie un pic de curaj. Domnule Polițanu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Și eu mulțumesc foarte mult. Sper că, mă rog, ați avut posibilitatea de a explica care sunt intențiile dumneavoastră în calitate de candidat la primăria Ploiești. Vă doresc succes în aceeași măsură în care o fac cu oricine își asumă această responsabilitate, pentru că vrem, nu vrem, fără politică și fără asumare nu putem funcționa. Mulțumesc, vă mulțumesc. Mulțumesc frumos și ultima invitație către ploieșteni să intre pe site-ul polițanu.ro. Acolo găsesc propunerile mele pentru Ploiești, le discutăm, aștept critici, aștept opinii, o să definitivăm împreună programul pentru Ploiești. Doi, se pot înscrie în echipa mea și putem colabora pe site-ul polițanu.ro. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc cu dumneavoastră, mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!